Jane Porter, îmi îndrept atenția spre tine. Și apoi? Puneți dioda de germaniu A în punctul de contact B. Germaniu? Dioda de germaniu? Absurd! De unde să am eu așa ceva în junglă? Dar cred că pot folosi ceva din presa asta. Oh, doamne, iar am uitat să mănânc. Ce faci acolo, profesore? Da, construiesc un radio, băiete. Să pot comunica? Cu umilință aș vrea să întreb, ce e un radio? Oh, e un aparat prin care comunicăm cu oamenii aflați foarte departe. Și cu cei din Anglia? Oh, dar fi așa! Aș vrea să știu cine câștigă cupa la cricket. Mai am nevoie de un fir pentru receptor. Era undeva pe aici. Oh, doamne, se pare că nu mai am. Dar ăsta ar putea merge. Au! Credeam că voi oamenii ziceți te rog și mulțumesc. Uite, vezi, uite. Pam pam pam, e favorita mea. Pam pam, pam pam pam, pam 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 pam. O, tati Strauss! Ce minunat! Tarararam, tam tam, tam tam, tarararam, tam tam. Oh, hai Tarzan să dansăm. Cred că am nevoie de alt fir. A fost foarte drăguț, Tarzan, dar nu chiar un vals. Ce e asta? Păi e un dans de bal între pași și triplu. Nu, ce e asta? Prea jos. E un avion și cred că are necazuri. S-a îndreptat spre râu. Oh, doamne, poate-l contactez pe pilot la radio. Ai pățit ceva? Înapoi, domnule, sunt ofițer în serviciul majestății sale. Eu voiam să te ajut. Prietene, n-am întâlnit până acum necaz să nu-l rezolv. Bobby? Bobby Keller! Nu pot să cred că ești tu! Jenny, te miră că mă vezi? Absolut! Ce-am pierdut? Ce-am pierdut? Începutul unui triunghi amoros cu scântei. Haios, va fi pasionant. Ce cauți tu tocmai aici? Oh, știi tu, în misiune pentru regina. Dar a fost amabilă și mi-a dat puțin timp liber, așa că am venit să te văd. Oh, mă bucur că ai venit, dar cum te-ai mai găsit? Draga mea, prietena ta Hazel e cea mai mare bârfitoare din Anglia. Cred că toată Londra știe unde ești. Sunt Tarzan, soțul lui Jane. O scuză, Tarzan, el e Robert Keller. Practic am crescut împreună. Robert, el e Tarzan. Da, tipul care a vrut să mă salveze. Domnule, ați răpit Anglii cea mai frumoasă femeie din Imperiu. Felicitări. Mulțumesc. Poți pleca. Tarzan, nu fi grosolan. N-am încredere în el. Când mă uit în ochii lui, parcă-l văd pe Sabor rânjind. Cine naiba e Sabor? Tarzan, nu fii ridicol! Știu pe Bobby de la 5 ani! E vechiul meu prieten! Ajutor! Foc! Tati! Oh, devenea
pasionant! N-am rival. Daddy, ești acolo? Oh, da, da! Încercarea mea cu radioul a avut rezultate incendiare. Scuze că ți-am stins focul, bătrâne, dar începuse să devină penibil. Ai pățit ceva? Nimic. Mă tem că radioul dumneavoastră are nevoie de mici reparații, profesore. Da, chiar așa. Te cunosc de undeva? Nu-mi spune. Ai fost cardiologul meu în Khartoum? Nu. Alergolog în Algeria? Nu. Urologul din Urals? A fost vecinul nostru în Knightsbridge, tati. Ți-l amintești pe Robert Candler? Micul Bobby Candler! Da, desigur! Ai crescut ceva, văd! Da, e minunat să te văd, băiete! Nu știi din întâmplare cine a câștigat meciul de cricket? Anglia a învins Australia cu 8 puncte. Splendid, grozav, bravo lor! Oh, Bobby, chiar nu știu cum să-ți mulțumesc. Păi, a fost un zbor lung și un ceai mi-ar prinde bine. Oh, desigur! Vii, Tarzan? Nu! E un om rău, Jane. Măi, cine-i gelos? Nu sunt gelos. N-am încredere în el. N-ai încredere în el? Foarte bine. Dar în mine ai, nu-i așa? Păi, da. Ar trebui să-ți ajungă. Te rog să ni te alături când vei fi mai amabil. Îmi cer scuze pentru Tarzan, de obicei nu e așa. Cred că se simte amenințat sau alte prostii. Unde din asta de gelozie. Unde este? Parcă ar putea fi ceva între noi. Adică tu ești ca un frate pentru mine. Da, da, chiar așa, Jane. Unde este? Naiba! Robert, cauți ceva? Da, m-ai prins cu mâța în sac. Jane, ți-amintești cutia muzicală pe care ți-am dat-o când ai plecat din Londra? Parcă o știu. Porțelan, nu-i așa? Exact, aia. Tu încă o mai ai, nu-i așa? S-ar putea, ca să spun drept, nu sunt sigură. A fost a mamei și, știi... Am pe cineva căreia i-ar plăcea să o aibă. Ei, atunci mă duc să o caut, da? Perfect! Mulțumesc mult, Jane! Perfect! Mai trebuie doar niște sârmă. Cred că un finișor drăguț de elefant rezolvă treaba. Nu mă privi, o să-mi împrumut un fir sau două. Stai, am niște folicul foarte sensibili. Haide, în numele științei. Nu. Tantor, întoarce-te. Tocmai începe meciul de cricket. Hai să recapitulăm totul. Nu te-ai dus cu ei pentru că... Nu-mi place ceaiul și nu-mi place Candler. Și ești gelos. Ba, nu sunt. Clar, de ce ai fi gelos? Adică, sigur, Candler e curajos, cultivat și manierat. Altfel zis, tot ce tu nu ești. Ce motive ai avea să fii gelos? Poate am greșit. Am crezut că e altceva. Dar poate că sunt doar gelos. Tarzan, Jane te iubește. Și credeam că știi asta. Te va iubi tot timpul, mereu. Așa e, târg. Mersi. Oameni, complic așa de mult chestia asta cu relațiile. Era. Excelent! Mulțumesc, Jane! Nu mulțumim încă! Hai să vedem dacă mai merge! Ce amintiri, dragi! Robert, ți-amintești orele de dans din copilărie? Da! Țin minte că erai cam împiedicată.
Vreau să te anunț că am devenit o dansatoare foarte bună. Sunt sigur că ai învățat ceva pași de la gorile. Domnule, o să regres ce ai spus. Fii atentă! Tarzan? Doamne. Robert, mă tem că Tarzan și-a făcut o idee complet greșită despre noi. Îmi pare rău, Jane. Poate că ar trebui să-mi iau cutia muzicală și să o șterg. Da, ținând cont de circumstanțe, cred că ar fi mai bine. Îmi pare rău că ai bătut atâta cale numai să... Hei, ce e asta? Robert, doar nu ești vreun agent secret? Sau ești? De fapt, Jane, mai degrabă agent dublu. Îmi pare rău că ai dat de mașina mea de cifrat, Jane. De cifrat? Secrete britanice? Exact, iar tipii aflați dincolo vor să plătească bine pentru ea. Atunci de ce mi-ai dat-o mie? Serviciile engleze mă urmăreau. Deci, dacă tu tot părăseai țara, ți-am pasat-o pentru o vreme. Desigur, nu m-am așteptat să rămâi în Africa. Robert, tu trădezi Anglia! Cum ai putut? Nu e de bon ton să zic că pentru bani? Poate, e foarte de bon ton să zici trească regina! Întotdeauna a fost o curajoasă. Bine, Jane! Gata cu neîndemânarea? Folosește tot ce Tarzan te-a învățat! Până aici e bine! Bine jucat, Jane. Dar nu pot să te las să fugi și să povestești altora despre mine. Coroana nu agrează înalta trădare. Vă promit, e ultimul foc de avertisment. Bravo, bătrâne! Ești bun! Tu cine ești? Da, cred că ar trebui să facem cunoștință. Capitan Nigel Taylor, Forțele Aeriene Engleze, Divizia Contraspionaj. Prietenul tău e deja aici. Prieten? Robert Kenler. Domnule, Robert Kenler nu-i prietenul meu. E un mare ticălos nelegiuit. Ești sigur că nu ești doar gelos? Gelos? Kenler e un trădător! Ne-a trădat țara! El mi-a dovorât avionul! Ți-a trădat familia? Pot spune și așa. Prietene, Robert Kenler e un om rău. Un om foarte, foarte rău. Scuzele mele pentru condițiile spartane, Jane. Sper că stai confortabil. Plăcerea mea, domnule! Îmi pare rău că ai ieșit așa, Jane. O spun sincer. Drace! Kenler iar mi-a tras clapa. Tarzan,
Ce vrei să faci? Nu, nu-l mai putem opri acum. Tu nu, eu pot. Vai, ce dramatic. Oh, ce plăcău insistent. Tarzan! Jane! Tarzan al tău e un tip tenace. Și încă n-ai văzut tot. Da, naiba, omule, hai jos odată. Las-o pe cei. Regret, bătrâne, nu e o soluție. Cineva trebuie să piloteze avionul. Nu te prefera cineva care știe? Sper că tati a reparat radio-ul. Ți-am mai spus odată, nu există problemă pe care să nu o rezolv. Profesore! Hei, profesore! Ești aici? Bine, drumul e liber, Tantor. N-am deloc chef să-mi smulgă prețioasele mele fire de păr. L-am smuls. Au, au, capul meu, capul meu. Aia, aia. De fapt n-a durut deloc. Sigur că n-a durut. Îmi ești prea drag ca să-ți fac rău, Tantor, Doamne ferește. Acum vom putea asculta finalele de cricket. Ajutor, tati, auzi? Jane, dar ce cauți tu la finalele de cricket? Sunt radio-ul lui Robert. Și apropo de chestia asta, știi din întâmplare cum se pilotează un avion? Păi am citit câte ceva despre subiectul ăsta. Să vedem. Da. Cred că trebuie să împingi maneta ca să te înalți. Sau poate să tragi. Să tragi! Cred că ai dreptate, Jane. Trebuie să tragi. Pare corect. Oh, brusc ai devenit expert? Aterizarea este chiar simplă. Bine, botul sus! Bine, ai câștigat! Domnilor, țineți-vă, o să vă transgâlți acum! Cred că avem o mică problemă! Da, într-adevăr. Sper să nu mă crezi nerecunoscător, Tarzan, dar am derivrat o mașină de cifrat. Dacă încerci să mă urmezi, va trebui să tai liana asta. Oh, și Jane, mi-a părut bine că te-am revăzut. Pa, pa! Mi-aș fi dorit să simt la fel. Mulțumesc, Jane! Hei, Tarzan! Acum suntem kit, da? Aterizează! Acum! Am întrebat și eu. Astea blochează și un ticălos ca tine, Kenler. Nu-ți fă griji pentru mine, Jane. Poate doar cu excepția lui Tarzan. Nu-i necaz pe care să nu-l rezolv. Poate că tribunalul o să aibă altă părere. Adio, Robert. Nu-i adio, Jane, doar la revedere. Da, tu ai avut dreptate, Tarzan. Robert era un ticălos. Da, dar el te-a salvat. Și
poate are și el o latură bună. Let's join TJ and the gang next as they take a break in recess on Disney Cinemagic.